A fost semnat contractul de proiectare și execuția lucrărilor pentru cei 13 km ai autostrăzii Lugoj-Deva pe bucata dintre Margina și Holdea. Este vorba despre tronsonul Lipse din autostrada A1 care leagă Sibiul de Vama Nădlac 2. Semnarea documentului între Ministerul Transporturilor, CNAIR și firma românească ce a câștigat licitația s-a făcut la Timișoara. Avem două lucruri de semnat. În primul rând, contractul de finanțare pe care îl semnează Ministerul cu NAIR-ul. După aceea, celebrul contract între NAIR și UMB, domnul director NAIR, prima oară noi. Aproape 4 ani ne mai despart de momentul în care se va putea circula continuu pe autostrada 1 dinspre vestul țării spre centru și invers. Contractul semnat astăzi prevede că durata de proiectare și execuția segmentului Lipse între Marginea și Holdea, cunoscut ca și lotul cu tuneluri pentru urși, unul dintre cele mai controversate din infrastructura rutieră, trebuie să fie gata în 45 de luni. Alte 120 de luni, adică 10 ani, este perioada de garanție a lucrărilor. Știți foarte bine istoria acestui contract. Nu cred că trebuie să o reiau la Timișoara. Am vrut să scot în evidență prin declarația pe care am dat-o în urmă cu 2, 3, 4 luni că se pierde de multe ori, foarte mult timp, și aici sunt convins că cei care construiesc știu foarte bine, dar și cei care proiectează, se pierde foarte mult timp pe toate aceste proceduri care țin de mediu. Ceea ce e o rușine. Să vii de dinspre Sibiu și să mergi până la Nădlac, te dai jos 14 km sau cât te dai, reurci. E o rușine. Pe segmentul dintre Marginea și Holdea, în prezent, se face ocolire pe drumul național 68A, coșmarul șoferilor care adesea rămân blocați în ambuteiaje la coborârea și urcarea pe A1. Pe lângă tunelurile pentru urși, pe acest segment vor fi realizate și 8 lucrări cu complexitate mai ridicată, printre care poduri, podețe și un viaduct de peste 1 km.